Ați-o? Se numește periculoasa. Omule, nu mai pot să mă omoare. Bună seara, domnule, trageți mai sus, mă, trageți mai sus. Româna, ce faceți? Trageți mai sus acolo, nici o să rămână. Mai sus, în parcare, urgent. Păi dumneavoastră faceți accidentul și mă trageți pe deasupra. Niciun accident, domnule, că am cameră pe mașină, domnule. A fugit, mă, bulangiul, vedeți cum a fugit? Ce să-l prind, frate, că-i fuge la ăla G-class-ul de rupe, ia uitați-l. Vine și colegul, l-ați văzut pe colegul, m-a văzut că sunt în urmărirea lui. Trageți pe dreapta, trageți pe dreapta acum, trageți pe dreapta. Uite-l pe ăla ce merge pe pană, frate, că i-am făcut pană, frate. Poate să se ducă prea departe că-i... Opriți-vă pe loc, că trag, opriți-vă! Opriți-vă! Gata! Mâinile sus! Ce mai faceți? Cum o mai duceți? Ce să facem, domnule? Să vedeți ce vă mănâncă pușcăria acum! Da... Am tras în aer, băieți, ați văzut? Deci am tras în aer. Domnule, de ce fugiți, domnule, de poliție, domnule? Spuneți. Păi nu v-am zis că am mașina nouă. Eu sunt agenta periculoasă. L-am prins, colegul. Am tras două focuri de avertisment în aer și s-a predat. Bravo, colega, bravo, bravo. La pucălie cu el. Am ce urmărire. Deci bine mașina ta nouă, nu? Ce urmărire am avut cu el, bă, băieți. Am renunțat la Camaro că era mai rapid Logan. Copilul din flori ce vă mai face? Domnule, aveți dreptul să nu spuneți nimic. Păi da, am dreptul ăsta, dar nu o să-l aplic. O să stau și să vorbesc aici. Tot ce spuneți acum poate să fie folosit împotriva dumneavoastră, la judecata de apoi. Vicent, uite la un... Judecata de apoi? La un GTA. Doamne, sunt ateu. Salut, David, te auzi, stai puțin. Nu mă joc, nu o să mă joc. Cum? Pericol, vezi că nu mă joc GTA. Vezi că Pepsi mai întârzie puțin și abia am ajuns acasă la muncă. Păi eu asta aștept să-mi ziceți voi, mă, hai și atunci vin și eu, ok? Intrați voi aici sau îmi dați un mesaj și eu. Ok. Și v-aș recomanda un service pentru mașina asta. Domnule, din cauza dumneavoastră a ajuns așa, domnule. Păi, gelicul meu nu e așa, domnule. Gelicul v-a cam lăsat, gelicul. Să știți că eu am tras bine cu arma. Am tras foarte bine cu arma. Da, adevărul e că mi-a cumerit cauciucul din prima. Da. N-am ce să zic. Vă dați seama cum era dacă trăgeam după dumneavoastră, imaginați-vă. Nici nu vreau să-mi imaginez. Eu mănânc pufuleț, pericol, vrei? Apropo, am cumpărat dulciuri la copii, cum i-a spus ieri. Oh, foarte bine, și eu am primit o de asta plină de dulciuri, am primit și eu. Mi-au trimis părinții de la țară. Ce mi-au trimis? Roșii, carne, nuci... Carne de porc cu o brânză, cum se face, nu? Mai poți să-l dau pe ăsta jos acum? Dar nu poți să faci freza cum vrei tu, frate. Ba da. Uite-l aici, dar nu dă la păr, să-mi dea la păr, hair sau ceva.
Ce este? Da, mergeți la sală, vă că sunteți foarte puternică. Ridicați da, da, tot, toți polițiștii. Nu vă chinuiți. Nu am mai jucat Free Fire. Deci nu e regulă. Și ăștia doi? Uitați, negri, uitați ce încordați sunt colegii mei. Bună seara, colegi, bună seara. Îi văd, mă sperii de aici. Cristian, salut, Cristian. Stați să vedeți. Frumos locul ăsta. Îmi place. Vă place, vă place. Am început să mă obișnuiesc. Astăzi am intrat și eu un pic băieți în Free Fire ăla. Dar n-am apucat încă să filmez. Am filmat pentru Rules of Survival, am filmat. Și am urcat episodul deja, dar o să-l postez într-o zi când nu fac live sau ceva. Data viitoare când vă prind, vă promit că vă cumpăr cafea și gogoși. Domnule, care pe care? Care pe care prinde, domnule? Spuneți ce celulă vă place. E că sunt goale, la alegere. Alabala, postocat. Prima. Prima, vă place aici, lângă șeful. Să am și eu cu cine vorbi. Aoleu, doamne, dar a schimbat și saltelele astea, că-s pișate rău de tot. A, și e, de ce? Da. Aoleu. Se pișe lumea pe ele, ce să... Și m-am uitat și la vlogurile dumneavoastră, din timpul liber. Ioi, ce frumos! Mi-a plăcut ce faceți! Mulțumesc frumos, sunteți foarte drăguți! Nu mai știu, ultima dată când v-am oprit aveați permis, că nu mai țin minte. Da, aveam permis. Ok, atunci dăm un... ce avem acolo, domnule! Ce avem, doamna? Domnule, dar ce faceți cu atâta cocaină, LSD, weed? Mâncare pentru copii. Mâncare pentru copii, domnule, stați așa că vă rezolv acum, domnule. Facem rost cu ele pentru copii, înțelegi? Oh my god, cât aveam. Nici eu nu știam cam atât. Stați să vă mai controlez o dată, că poate aveți până papuși, până... Am înțeles că unii dintre voi își bagă în fund drogurile. Se pare că sunteți curat acum. A, în fund nu m-ați controlat. Dați-vă, mergeți acolo lângă pat, vă rog frumos. Lângă pat aici, acolo. Deci, da, domnule... Da, mă controlați, ce faceți? Domnule, domnul judecător a zis așa. Ori luați 5 luni de... De... Cum se numește? Ori luați 5 luni de pușcărie și o amendă... Pușcărie? Da. 5 luni de pușcărie și o amendă de 10.000 de lei. Ori luați 15... Da, ori luați 15 luni de zile fără amendă. Decizia vă aparține. Plătesc amendă. Ok. Țin la bugetul statului român. Deci, practic, plătesc și impozit pe ce fac prin asta. Domnule, o să vină cei de la pușcărie și o să fiți luat în curând. O să fiți dus la o pușcărie federală, pentru că aici la noi nu este chiar așa de mai bine. Mai am colegi pe acolo? Să nu mă plictisesc eu singur. Nu știu ce să vă zic, dar 5 luni de zile nu e chiar așa mult. Sau veniți dumneavoastră cu mine. Stăm de vorbă. Vă pup. Păi sper că m-am descurcat bine cu el. Oh, să trăiți, colegul, ce faceți? O plimb pe aici. Am auzit că sunteți angajat de curând în... Sunteți noul coleg, nu? Da, de ieri. Oh. De ieri. Ce drăguț! Ați mai lucrat undeva înainte? Am lucrat, da. Se vede că sunteți foarte motivat așa, aveți răspunsurile la dumneavoastră, sunteți un tip foarte ok. Sunt foarte fericită să vă știu în echipa noastră aici la Poliția Județeană. Sper că mă pot baza pe dumneavoastră și dumneavoastră vă puteți baza pe mine oricând. Da. Vă doresc o seară plăcută.
Mă duc, trebuie să patrulez, mai am 2 ore de patrulat și apoi cred că o să vin să beau o cafea aici și o cocoașă ceva. Poate dați o cocoașă când vin. Bunicu, da, bunicu e de pe România Roleplaying. Am niște vodka aici și kebab, e mai bun. Oooo. Stați să dau treci la astea, băiesc, eu mereu mă încurs, să dau treci la droguri.